V-a fost probleme? A fost rău? Nu. Aseară am dat probă, mors chiar foarte bine, nu știu ce s-a întâmplat. De ochiat? De ochiat, cald, dar au fost grade cu mâinile, au fost ude. Dar care e tradiția? De ce trebuie să-l prindezi de parte? Zic că fetele care prind bou. Da, se zice că fetele care prind bou se mărită primele. Și ai reușit să-l prinzi? Nu prea. Nu, că nu a fost de prins. Chiar de prins, dar au fost ok. Mersi! Domnule primar, să ne vorbiți puțin despre tradiția care a avut loc astăzi în mănăstirea. Această tradiție la noi în comună, la mănăstirea, deci în Împăratul Boului, se desfășoară an de an de rusani. Această sărbătoare este dusă cu multă implicare, implicit de tinerii noștri din localitate,
cu sprijinul nostru a autorităților și a celor care își doresc să ducă tradiția mai departe. Vreau să le mulțumesc și în acest an tinerilor că s-au implicat, au dat dovadă de mult caracter, au demonstrat că prin tradiție își doresc să nu... Această tradiție își doresc să nu se piardă, pentru că totodată dacă ne-am pierde tradiția, identitatea noastră s-ar pierde totodată. Dar care e tradiția? De ce trebuie să prindă fetele taurul de carne? Pentru că acea fată care va prinde boul se zice că se va mărita. Deși an de an se duce această tradiție, noi încercăm să ajutăm tinerii, încercăm să ducem tradiția înainte și în fiecare an ne dorim, împreună cu Consiliul Local, să avem o sărbătoare cât mai plină de evenimente frumoase, folclorice și, de ce nu, ca oamenii din comuna noastră să se simtă bine.